Incendiul recent de la Clinica de Cardiologie din Iași a readus în discuție lipsa autorizațiilor de securitate la incendii. Din păcate, situația din capitala Moldovei există și în județul nostru. Potrivit ISU Olt, cu excepția spitalului de la Schitu Greci, nicio unitate medicală cu paturi nu deține autorizația de securitate la incendiu. La nivelul unităților sanitare din județul Olt se desfășoară în acest moment mai multe lucrări de modernizare, investiții pentru care au fost obținute avize de securitate la incendiu. Vorbim atât despre spitalul din Slatina, cât și despre spitalele din Balș, Corabia, spitalul de la Schitu Greci și spitalul din Caracal. De asemenea, au fost emise autorizații de securitate la incendiu pentru lucrări de investiții de la spitalele din Slatina, spitalul din Schitu, spitalul din Balș și spitalul din Corabia, iar spitalul din Scornicești, care în acest moment este o secție a spitalului Slatina, nu a făcut lucrări de investiții și nu necesită obținerea autorizației de securitate la incendiu. La nivelul clădirii administrative a spitalului din Balș au fost executate o serie de lucrări de modernizare, iar pentru acestea nu a fost obținută autorizația de securitate la incendiu. În aceeași situație se află și spitalul din Caracal, care a obținut o autorizație de securitate la incendiu pentru centrul socio-medical, dar nu a obținut autorizația de securitate la incendiu pentru clădirea spitalului. Instituțiile publice sau spațiile în care au loc aglomerări de persoane, precum magazine, case de cultură, cinematografe, sunt obligate să dețină autorizație de securitate la incendiu. Potrivit legislației în vigoare, cele care nu dețin documentul și nu se află în proces de autorizare au obligația să afișeze la loc vizibil un anunț privind lipsa acestor documente. În caz contrar, proprietarii sau administratorii acestor spații riscă de la 1 octombrie amenzi cuprinse între 20.000 și 50.000 de lei.